Deschide Sfânta Scriptură împreună cu mine la pagina 1189, la Epistola lui Iacov, capitolul 3, de unde vom citi primele 13 versete. Iacov, capitolul 3, începând cu versetul 1, pagina în Sfânta Scriptură, traducerea Cornilescu, 1189. Haideți să fim cu atenție și cu băgare de seamă la acest cuvânt al Domnului pentru noi în seara aceasta. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-ți țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată, și corăbile cât de mari sunt, și măcar că sunt mânate de vânturi, iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mădular mic și se fălește cu lucruri mari. Iată, un foc mic, ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții. Când este aprinsă de focul ghienei, toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Da! Și mai zic o dată, da! Limba, niciun om nu poate îmblânzi. Permiteți-mi o paranteză scurtă aici. Încă nu s-a inventat o materie care să se predea oamenilor în lumea noastră, prin care omul să învețe să-și înfrâneze mădularul ăsta mic, numit limba. Ea, spunea înțeleptul Apostolul Iacov, este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei! Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi, zice Apostolul Iacov, este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Amin. Tatăl nostru din ceruri, este o onoare să fim în seara aceasta în prezența Ta. Este cea mai minunată prezență din lumea aceasta. Prezența Duhului Tău cel Sfânt. Mulțumim că simțim Duhul Tău în adunare. Mulțumim că ne-ai cercetat până în momentele acestea. Și te rugăm în seara aceasta, vorbirea cuvântului Tău să fie folositoare minții și sufletelor noastre, Doamne. Tu te poți folosi de noi în seara asta. Suntem mădulare în mâna Ta. Doamne, mai zini un cuvânt în seara aceasta. Mai atinge-ne de noi prin vorbirea Evangheliei, Doamne. Mai fă semne și minuni în poporul Tău, Doamne, în zilele acestea de pe urmă. Și ceea ce nu putem face noi ca oameni cu mădularul acesta mic, numit limba, poți să faci Tu, Dumnezeule atotputernic. Ne poți da puterea autocontrolului.
Ne poți prin Duhul Tău cel Sfânt da putere de a ne înfrâna. Doamne, numai Tu poți să faci această minune în dreptul fiecăruia dintre noi. Te rog în seara aceasta să Te atingi de limba noastră, amin, de buzele noastre, Doamne, amin, Doamne, și să aduci o transformare evidentă, aleluia, la nivelul vorbirii noastre. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat, amin, și am îndrăznit să șer toate aceste lucruri cu respect și cu reverență, știind că Tu poți să ne asculți. Amin. Amin. Vă invit acum să vă reașezați. M-am gândit să încep mesajul predicii din seara aceasta prin a vă cânta ceva dintr-o cântare, dar pentru că nu vreau oarecum să mă fac de rușine și ulterior să ziceți, frate Iosif, noi te-am știut de predicator, de evanghelist, nu te-am știut de cântăreț, n-am știut că Dumnezeu ți-a dat și un alt dar, n-am să vă cânt cântarea aceasta și doar am să vă spun un vers din ea, de la care pornește mesajul predicii din această seară. Este o cântare de demult din generația fratelui păstor Paveloni, din generația fratelui Chiș. O cântare care spune cam în felul următor: ai grijă, gură mică, ce vorbești? De ce oare? Contează oare lucrul acesta, ce vorbim cu gura noastră? Există ceva care contează enorm înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, dar și înaintea oamenilor. Vedeți, cu gura noastră pronunțăm cuvinte, le rostim, le utilizăm, le folosim. Dar este foarte important și cum, și când, și de ce, și în ce context anume. Ai grijă, gură mică, ce vorbești. Relata pastorul Warren Wiersbe, într-una din scrierile lui, că într-o zi un prieten păstor de-al dânsului a relatat următoarea întâmplare. Zice, să vezi, interesant. O soră din biserică, zice, a venit la mine și nu era prima dată, când mi-a zis, frate păstor, să știi că gura asta mea, gura asta mică, m-a băgat de foarte multe ori în probleme și am făcut foarte mult rău altora. La care ea, după ce mărturisește aceste cuvinte, îi zice acelui păstor, zice, am venit la dumneata și nu-i prima dată, am venit de mai multe ori cu problema aceasta, zice, dar de data asta m-am hotărât ceva. Aș vrea să-mi pui gura pe altar. La care păstorul s-a uitat foarte sobru, foarte serios la ea și a zis, sunt de acord cu ceea ce spui, dar mă tem de ceva. Că n-avem un altar așa de mare pentru gura dumneavoastră. Zice că unul într-o zi s-a lăudat cu nevastă și așa a zis, nevasta mea, a zis în fața altuia, este istorică. La care celălalt să-l contrazic că a zis, nu cred că te-ai exprimat bine, cred că ai vrut să spui că nevastă ta e isterică. La care el zice, nu, nu, nevastă mea nu e isterică, zice, istorică. Păi cum, zice el, una ca asta? Zice, întotdeauna ține minte ceea ce este rău. Și mă bate la cap și mi-amintește de fiecare dată. Zicea el, nevastă sa, istorică. Auzi, ține minte numai ce e rău. Și apoi povestește și povestește și zice, vrute și nevrute. Știți că în spatele vorbelor noastre stă o responsabilitate uriașă? Domnul Iisus Hristos spunea într-o împrejurare la Matei 12, cu versetul 36 și 37, în ziua judecății,
Mai credem noi, stimați credincioși, că există în istoria umanității o asemenea zi a judecății? Când pe tronul de judecată, marele judecător va fi Iisus Hristos, binecuvântați-vă numele Lui, în ziua aceea a judecății, oameni, eu și cu dumneata, noi împreună, vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor, din cuvintele tale și din cuvintele mele vom fi scoși fără vină sau în cele din urmă. Auziți? Știți că vor merge oameni în iad pentru simplu fapt că n-au vorbit ceea ce trebuie? Că și-au folosit gura la rău. Spunea Traian Dors într-una din poeziile sale: o om, ce mare răspundere ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui, în scris sau grai, de pilda ce la alții dai. Și spunea Dors, vă citesc: ai spus o vorbă, vorba ta, mergând din gură în gură, va înveseli sau... Nu mai vezi pe oameni că se schimbă la față, mă rog că nu. Sau va întrista, zicea Traian Dors. Va curăți sau va întina rodin sămânța pusă în ea de dragoste sau... sau ură. O om, zicea Traian Dors, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ce mari răspunderi ai. Se pare că din toate păcatele ce le fac oamenii, păcatul number one, cum zice englezul, numărul unu, e păcatul care are de-a face cu vorbirea noastră. Cine nu s-a confruntat niciodată cu ispita de a rosti vorbe care nu trebuiau rostite? N-ați avut niciodată ispită de genul acesta? Este cineva aici în sanctuar care niciodată nu s-a confruntat cu ispita de a bârfi, de a zice ceva ne la loc despre un altul? Este cineva la biserică în seara aceasta care niciodată în viața lui sau în viața ei nu s-a confruntat cu ispita de a minți, de a exagera un anumit lucru, de a-l înfori? A apărut vreodată în gândul dumneavoastră tentația de a judeca pe cineva? Și după ce ați tot frământat gândul acela în minte și a judecat în interiorul ființei dumneavoastră, când v-ați dus acasă în discuții cu nevasta, în discuții cu pruncii, te-ai întâlnit mâine cu colegul la locul de muncă sau la școală, ai început să-ți dai drumul la gură și să vorbești și să judeci liber pe un altul prin vorbire. Cineva a făcut următoarea rugăciune. Interesantă rugăciunea acestui bărbat. Zicea el: dragă Dumnezeule, ce frumos a exprimat. Nu știu dacă am auzit pe cineva să se roage vreodată și înainte de a rosti cuvântul lui Dumnezeu să-i spună: dragă Dumnezeule sau scumpe Dumnezeule. Omul ăsta se ruga așa: dragă Dumnezeule, dacă pot să-mi schimb limba, să spun adevărul, să fie cinstită și iubitoare, vei face cel mai mare miracol de care am nevoie, zicea el, în viața mea. Auzi, dacă Dumnezeu intervine, zicea omul ăsta, și îmi schimbă limba. Și în seara aceasta, în minutele care urmează, despre aceasta vom vorbi. Și predica din această seară are titlul: puterea vorbelor noastre. Puterea vorbelor noastre. Vedeți, în textul din seara aceasta, apostolul Iacov compară vorbirea omului cu 6 metafore. Acum, nu mi-am propus să facem limba română în seara asta la slujbă,
Da, vrând nevrând, studiind Biblia și ajungând aici la segmentul acesta, va trebui să facem un picuș și de română seara asta. Noi trebuie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne este relatat și trebuie să-l transmitem ca atare. Că zicea Sfântul Pavel într-o împrejurare că cei mai mulți, asta înseamnă cel puțin 60%, știți ce fac cu cuvântul lui Dumnezeu? Îl strică. Și noi n-avem voie să stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Poți să iei un pahar din care bei apă sau Coca-Cola și să dai cu el de pământ să-l strici. Poți într-o zi, dacă nu-ți mai convine iPhone-ul sau Samsung-ul, să-l scoți din buzunar și să dai cu el de pământ sau să iei un bolovan și să dai pe el. Dar n-avem voie, frați și surori, prieteni ai Evangheliei, n-avem voie să stricăm cuvântul lui Dumnezeu, care este sacru, care ne este dat din cer de la Dumnezeu și care este al lui Dumnezeu. Revin la ceea ce spuneam. Iacov, apostolul, compară vorbirea omului cu 6 metafore. Cu zăbala unui cal, cu cârma unei corăbii, cu focul, cu un animal veninos, cu o fântână, și în al șaselea rând cu smochin. 6 metafore care indică spre cele 3 puteri ale vorbelor noastre. 1. Puterea de a direcționa. 2. Puterea de a distruge. Și 3. Și cel mai important, puterea de a desfăta, de a delecta, de a împlini. Și acum le vom lua pe rând în seara aceasta, în mesajul acesta intitulat Puterea vorbelor noastre. În primul rând, vorbirea noastră are puterea, să reținem, de a direcționa. De a direcționa. Știți că în timpul celui de-al doilea război mondial, am citit asta undeva, în mai multe locuri erau afișe pe care scria următorul mesaj, vă citesc: gura slobodă, gura slobodă, scufundă corăbii. Niciodată o gură slobodă, o gură lăsată fără frâu, nu a dat o direcție bună, și dimpotrivă. Situația a fost viceversa. Uitați-vă, Iacov compară vorbirea omului pentru început, limba omului, acest mădular mic, cu zăbala și cârma. Acum vă întreb în seara asta, zăbala și cârma sunt două obiecte așa titanice, nu? Mari. Sunt mari? Cei mai în vârstă dintre dumneavoastră care ați văzut o zăbală pusă în gura unui cal, cum e zăbala aceea? De dimensiuni mici. Dar ce ziceți? Cârma e un obiect de dimensiuni mari? Ce-i mai mare? Cârma sau corabia? Deci, zăbala și cârma sunt două obiecte de dimensiuni mici, dar, zice apostolul, astea două obiecte de dimensiuni mari, mici, mă scuzați, exercită o putere extraordinar de mare. Păi fiți atenți, zăbala permite celui care conduce căruța, omului din trăsură, ce să facă? Să-și controleze animalul, calul, de pildă. Cârma permite cârmaciului pe mare, chiar valul fiind, ce să facă? Să dirigeze o corabie. Știți că tot la fel limba noastră, mădularul ăsta mic, are putere să facă lucruri extraordinare, lucruri mari? Vă amintesc ceva din Proverbele 18:21, spunea înțeleptul că moartea și viața, auziți, sunt în puterea. Wow! Ce cuvinte profunde, fraților, surorilor! Auziți, până și moartea
Și viața inclusiv stă în putere, auziți, acestui mădular mic, numit limba. În Psalmul 141 cu versetul 3, David zicea, se ruga, pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește, zicea David, ușa buzelor mele. Vă întreb, știa David de ce se ruga în felul acesta? Știa? Știa. Știa foarte bine. Observați, atât zăbala cât și cârma trebuie să învingă niște forțe potrivnice. Zăbala, știți ce trebuie să înfrunte și să învingă? Natura nărăvașă a calului, a animalului. Cârma trebuie să înfrunte adesea vântul, valurile, furtuna, la fel și limba noastră, ne spune înțeleptul apostol în seara aceasta, trebuie să învingă forțele potrivnice. Amin. Aș enumera trei forțe potrivnice, care ne sunt în fiecare zi împotrivă. Natura păcătoasă, firea pământească, în primul rând. Spiritul lumesc, în al doilea rând. Și poate cea mai potrivnică forță este diavolul, este Satan, cu care avem de-a face în fiecare zi și trebuie să luptăm, să nu ne lăsăm. De aceea, zic în seara aceasta, Hristos Iisus să stăpânească peste vorbirea noastră, amin, să-L facem Domn și să zicem amin. Amin. Observați, vă rog, zăbala și cârma au puterea de a direcționa. La fel, vorbele noastre au aceeași putere, ne învață cuvântul lui Dumnezeu în această seară. În primul rând, vorbirea ta și vorbirea mea, vorbirea noastră, are puterea de a direcționa. Vă dau două exemple din Scriptură. Odată Domnul Iisus vorbește cu o femeie la o fântână. Am zice noi, s-a întâlnit Hristos cu femeia respectivă, o discuție așa amicală, ce poate să iasă așa dintr-o discuție, știu eu, câteva minute. Știți că discuția aceea a schimbat toată traiectoria vieții acelei femei? Și din momentul acela, viața femeii din Samaria a căpătat direcție. Până atunci n-a avut. Direcția ei era una... Dar vorbirea lui Hristos, mesajul lui din acea zi, a dat direcție vieții acelei femei. Scriptura spune că la Ierusalim, într-o împrejurare, erau mulți oameni adunați. Sărbătoare, bucurie. Și se ridică un apostol, ăsta pescar de meserie. Și începe să vorbească, nu tu orator, nu tu două, trei doctorate, nu ceva de public speaker... Și are o vorbire inspirată de Duhul lui Dumnezeu și când Petru vorbește, 3.000 de suflete își predau viața lui Hristos și viața lor din acea zi capătă direcție și sens. Onorează-vă Domnul! Nu interesant, mădularul ăsta mic, dacă este controlat de Duhul lui Dumnezeu, de puterea lui Hristos, el poate direcționa. În 21 aprilie 1855, Edward Kimball intră într-un magazin de încălțăminte din Boston, din Statele Unite ale Americii. S-a dus să-și cumpere omul o încălțăminte, papuci. Și intrând în magazinul acela, se întâlnește cu cine credeți? Cu Moody. Intră în vorbă cu Moody, deschide subiectul pe latura spirituală, îl prezintă pe Hristos și mai târziu Moody devine unul din cei mai mari evangheliști ai vremii lui.
Zeci, dacă nu sute, poate mii de oameni s-au convertit, au venit la credința în Hristos în urma predicilor lui Moody. Într-o zi, într-un magazin, un Edward Kimball a spus câteva cuvinte despre Hristos și vorbirea lui a direcționat un om care avea să devină cel mai mare evanghelist a vremii lui. Vorbele noastre direcționează, au și puterea aceasta. După ce am terminat liceul, gândul meu era să merg la Facultatea de Informatică. Am dat examen, dar ce să vezi, între timp primesc un telefon din America de la un verișor de-al meu și a zis: mă, Dumnezeu îmi pune ceva în minte și pe inimă. Eu cred că atacul mare este asta. N-ai vrea să mergi la teologie la București? Eu numai la teologie nu mă gândeam. Îmi plăcea calculatorul, mă gândeam la informatică și am zis: uite, asta vreau să fac. Și el mi-a zis: gândește-te mai bine, eu simt că Dumnezeu te cheamă să faci altceva. M-a auzise de câteva ori predicând, era conștient, să zic așa, de chemarea ce a pus-o Dumnezeu în mine și a zis: dacă mergi la teologie, uite cât voi putea, în cei 4 ani de școală te voi susține cu tot ce pot eu. Zic: Daus, eu vreau să mă duc la Facultatea de Informatică, nu vrei să mă susții aici mai întâi? Și apoi am vedea. Și mi-a zis verișorul meu din America, zice: oriunde te duci altundeva, nu te susțin nici măcar cu un dolar. Cu nimic. Dacă vei merge la teologie, că eu simt că acolo te vrea Dumnezeu, voi face tot ce ține de mine și te voi ajuta. Am dat examen, ce să intri la informatică? Am intrat la arheologie. Nu, numai asta nu-mi trebuia mie și nu-mi plăcea să tot sap, să dezgrop, să văd ce-o mai fost nu știu când și de nu știu câți ani. Și vorbesc cu verișorul meu din America și zic: mă, hai totuși să merg la București să încerc. Și am dat examen și am intrat și nu-mi pare rău. Vorbele vărului meu aveau să dea direcție vieții mele. Astăzi înțeleg mai bine conversațiile de atunci cu El. Astăzi înțeleg mai bine planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Astăzi înțeleg mai bine, în seara aceasta, ce plan a avut Dumnezeu pentru viitorul vieții mele. De aceea mai zic o dată în această seară, vorbirea noastră are puterea în primul rând de a direcționa. No, asta e bine și frumos și plăcut până aici. Dar urmează ceva ce ne va displace. Vorbirea noastră, în al doilea rând, să ține minte. Zicea apostolul Iacov că, în al doilea rând, vorbirea noastră are și puterea de a distruge. Știi că poți să fii criminal sau criminală, nu neapărat prin faptă, ci și prin vorbă. Știți că sunt unii la figurativ vorbind, în sens spiritual sau în chip duhovnicesc, ucit cu vorba. Ei nu scot baioneta de undeva. Ei nu scot pistolul să împuște pe cineva. Ei nu iau un bolovan să dea în cap la cineva. Cu vorba, ucit. Puterea vorbelor noastre este și puterea de a distruge. Unul din cele mai mari incendii din istoria modernă a omenirii a fost pe 8 octombrie 1871 în Chicago. O doamnă, într-un graj din Chicago, și-a lăsat o lampă nesupravegheată. Și de la lampa aceea a deschis unul din cele mai mari incendii din istoria modernă. Hai să vă citesc ceva despre rezultatul neglijenței acestei femei. La ce a dus neglijența? La moartea a 300 de persoane. La distrugerea 17.500 de clădiri. 1.600 de magazine au fost distruse.
60 de fabrici și 28 de hoteluri distruse. Iar 125.000 de oameni au rămas fără locuință. Și totul de la o lampă nesupravegheată. Știți la ce costuri s-au ridicat pagubele în urma acestui incendiu? La peste 400 de milioane de dolari la ora respectivă. Știați că vorbele noastre, că aici am vrut să ajung, pot provoca adevărate incendii care greu pot fi stânse? Vorbele tale pot provoca adevărate incendii în spatele cărora să fie consecințe extraordinare. Ia auzi ce spunea înțelept în Proverbele 26:21. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor, știi ce faci? Numai asta trebuie să se certe soțul cu nevasta și între ei să apară un gâlcevitor. Ăsta niciodată nu va aplana și nu va stinge cearta. O va țâța, o va prinde. Discută câte ceva frații la comitet, uite așa, mai sunt opinii contradictorii și nu cumva să afle cineva din afara comitetului câte unul din ăsta care aprinde cearta, aprinde discuția. Că puncte. În Proverbele 16:27 spunea înțeleptul omului Dumnezeu, omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este o comparație aici, zice că pe buzele lui este ca un foc aprins. Vedeți, limba este comparată de apostolul Iacov cu un foc, dar știți cum mai ce este comparată? Și cu un animal veninos. Acum să băgăm de seamă ceva în seara asta, focul. La fel ca animalul veninos, ambele au câteva caracteristici. De exemplu, focul poate porni la un moment dat aproape din nimic. N-ați auzit de atâtea incendii. Domnule, incendii în Grecia, incendii nu știu unde, incendii... Nu? Tot auzim la știri pe parcursul verii, în special. Focul poate porni de la aproape nimic. Focul mai are o caracteristică, se extinde foarte, foarte repede. Focul poate distruge la un moment dat aproape tot ce prinde în cale, în fața lui, aproape tot. Dar mai are focul o caracteristică. Focul întotdeauna produce pagube serioase. Vă spune unul care pe 23 ianuarie, știți povestea mea, a familiei mele, s-a întors seara acasă de la slujbă, de la Ghiroda. După ce am poposit la un cumnat și o cumnată cu soția, cu fiica noastră, pe atunci aveam doar o fetiță, de curând avem două, Dumnezeu să ne binecuvânteze, mulțumesc. Numai ce am avut binecuvântarea la a doua fetiță, că știți, vin și încercări, dar... Pe deasupra Dumnezeu pregătește și câte o veste bună, câte o bucurie și o binecuvântare. Și când am intrat noi acasă pe la 12:20 noaptea, după ce am stat la părtășie cu cumnatul nostru, cu cumnata, cu părinții socri, când să intrăm înăuntru, casa ardea. Și au fost pagube. Vreo 60%, să zic așa, a distrus focul, restul a distrus apa. Ne-am trezit doar cu hainele de pe noi. Am zis, ce nenorocire mare, mare necas. Focul, vă spun asta, nu ca să mă plâng în seara asta, știți că am mai relatat probabil asta la dumneavoastră când a fost ultima dată, dar în contextul ăsta chiar se potrivește. Focul lasă în urmă pagube serioase. Ia să vă aduceți aminte de 30 octombrie 2015. Mai știți ce a fost pe 30 octombrie 2015? Vă aduceți aminte de seara de Halloween la Clubul Colectiv din Capitală?
vieți pierdute, câtă durere, câte lacrimi, câtă suferință. Focul a produs multe pagube și atunci. Dar Iacov compară vorbirea nu doar cu un foc, și cu un animal veninos. Știți ce face un animal veninos? Prima dată se spune că el caută prada, se aruncă asupra ei și în cele din urmă știți ce face? O omoară, o ucide. Citeam despre cel mai veninos șarpe care există, că el conține atâta venin, șarpele ăsta, încât deodată cu veninul acela ar putea să omoare 100 de persoane. Atâta venin are. Acum revin la noi. Știți că omul, prin vorbirea lui, poate împrăștea venin și o travă? Poate provoca spiritual vorbind incendii care greu se sting, greu se aplanează? Apropo de o travă, o travă acționează încet și... și sigur. Ia să spună cineva într-o farfurie cu mâncare puțin o travă. Mă, nici că n-o simți. Cineva se uită de pe margine și zice, mă, ce nesimțit e ăsta. Are o travă în farfurie, mănâncă și o să simte bine. Și nu mă-l vezi ceva mai târziu că se învârte pământul cu el, că nu se simte bine, că intră într-o stare de nedescris și câteva secunde mai târziu moare. Și trebuie să fie pus între patru scânduri și ulterior dus la cimitir. De ce? O travă acționează încet, dar sigur și la urmă ucide. Acum, spiritual, vă spun ceva. Dumneavoastră știți că ucigașii vor fi afară din rai? Că ziceam ceva mai devreme că noi putem ucide cu vorba. Și în raiul lui Dumnezeu nu va fi niciun ucigaș. Asta spunea Ieremia în 18:18 din cartea lui. Sunt unii care ucid cu vorba. Citeam undeva că fiecare cuvânt rostit de Hitler, în, eu acum nu mă pricep cu germana, nu știu cum se zice, Mein Kampf, nu știu dacă am pronunțat corect, dar fiecare cuvânt rostit de Hitler acolo a costat viața la 125 de persoane în cel de-al doilea război mondial. De ce? Fiindcă în spatele vorbelor noastre există o putere nu doar de a direcționa, ci există și puterea de a distruge. Știți prin ce se distruge cel mai des în zilele noastre? Folosind vorba. Ați auzit de păcatul numit bârfa? Am eu o predică, am ținut odată la demisolul bisericii dumneavoastră, la adolescență de aici din biserică. Despre păcatul ăsta așa de des practicat, dar mai puțin predicat, numit bârfa. Și atât de multe vieți, spiritual vorbind, au ucis oamenii bârfind. Spunea Mark Blake, un jurnalist sportiv, scria el un articol undeva și zicea așa, și toți s-au uitat, stăteau gură cască, crezând că e vorba despre el. Dar în cele din urmă au realizat că e vorba despre bârfă. Zicea el, îmi place să câștig întotdeauna. Asta era articolul. Și să nu pierd niciodată. Dărâm case, frâng inimi, zdrobesc vieți, călătoresc pe aripile vântului. Cei mai inocenți nu sunt suficienți de puternici să mă intimideze. Nici cei mai puri nu sunt destul de curați ca să mă împiedice vreodată. Nu am nicio considerație pentru adevăr. Niciun respect pentru justiție, nici o milă pentru cei fără de ajutor. Victimele mele sunt nenumărate ca nisipul de pe țărmul mării și de multe ori sunt nevinovate. Nu uit niciodată și nu iert niciodată. Numele meu, spunea Morgan Blake, este bârfa. Este bârfa. Cineva spunea că bârfa, apropo de bârfă, este arta de a nu spune nimic,
astfel încât să nu rămână nimic nespus. Adică să spui totul, dar altfel, folosind o metodă din asta perfidă, rea. Știți că unii nu spun nimic despre cei morți, nimic rău, dar nici nu spun ceva bun despre cei care trăiesc, despre semenii lor, despre cei din mediu și din anturajul lor. Mă, zic, de mor niciodată să nu zici de rău, dar de oamenii vii ai dreptul să zici de bine. Vă întreb în seara asta, mai sunt oameni care grăiesc și de bine? Care zic și de bine de semenii lor? Știți că mulți au două feluri de prieteni. Unii cu care vorbesc și alții despre care vorbesc. În vremea noastră nici cafeaua nu mai e băută, ci este de cele mai multe ori bârfită. Ne întâlnim la o cafea, zice. De ce? Să mai bârfim de unul și de altul. Ăștia sunt prietenii despre care vorbim, nu cu care vorbim. Cineva spunea că bârfa, și avea dreptate, distruge trei oameni dintr-o dată. Pe cel bârfit, pe cel ce ascultă bârfa și cel mai mult bârfa îl distruge pe bârfitor. Apropo, pentru cuvântul de făimător, termenul din greacă este diabolos. Știți ce înseamnă diabolos și de unde vine? Adică un defăimător, și ăsta e frate geamăn cu bârfitorul. Un defăimător este un diavol mai mic. Păi fratele mai mic al lui Satana. Iertați-mă că sunt direct în seara asta cu dumneavoastră, dar eu vreau să ne vindece Domnul vorbirea în seara asta. Să nu uităm puterea vorbelor noastre, în al doilea rând, ne spunea Apostolul Iacov, este puterea de a distruge. Despre puterea vorbelor noastre predicăm în seara asta. Puterea de a direcționa, puterea de a distruge, dar e ceva frumos la urmă. Zicea Iacov că puterea vorbelor noastre poate fi și puterea de a desfăta. În dicționarul limbii române, a desfăta înseamnă a delecta, a încânta, a crea cuiva o bună dispoziție, a înfrumuseța atmosfera, a te face plăcut. Sună bine, nu? E frumos să fii desfătat. E frumos să delectezi pe alții. Știai că prin vorbele tale poți să aduci încântare cuiva? Ia gândește-te în seara asta. Când i-ai făcut ultima dată pe alții din mediul tău să se simtă bine auzindu-te vorbind? Când ai stat ultima dată la o cafeluță cu prietena cea mai bună, cu vecina, cu nu știu cine, cu colegul de serviciu și auzindu-te vorbind, 5 propoziții, să zică, mă, am prins viață, mi-ai schimbat ziua, mă simt mai fericit, mă simt mai împlinită, mă, eram atât de stresat, atât de obosit, n-am dormit nici azi noapte, nici săptămâna trecută, nu știam ce să mai fac, agenda plină, problemele și mai multe, și tu prin 5 propoziții ai descrețit fruntea cuiva, l-ai luminat la minte și omul zice, mă, grozav, ăsta e ceva cu el. Mi-au zis 5 vorbe, 5 propoziții și mi-au schimbat ziua. O schimbat atmosfera în jurul meu. M-au făcut să mă simt un alt om. Eu, un frate, destul de des vorbesc cu fratele ăsta la telefon, într-adevăr mai mult că e la ceva distanță. Și de fiecare dată când ne auzim la telefon, înainte de orice altă discuție, îmi zice, lasă-mă să rostesc o binecuvântare în dreptul tău și acasă-i tale. Mă, ce lucru extraordinar! Apoi de acolo încolo, toată discuția decurge de la sine. Nu știu dacă în vreo discuție cu altcineva am fost așa de atent ca și cu fratele ăsta. Apoi după ce a rostit o binecuvântare și a zis, Domnul să te binecuvânteze, frate Iose, pe tine, pe soția ta, fetele voastre, casa voastră, mașina voastră și așa mai departe, păi după aia trebuie să ai mare grijă ce vorba cuiva. De multe ori trebuie să ne punem limba după dinți. Ea e oarecum după dinți. Dar vedeți, gura nu-i făcută cu un fermoar, că era mai ușor. Trăgeai fermoarul și dacă îți venea să zici ceva, era fermoarul tras.
Dar Dumnezeu, vorba cuiva, ne-a dat două urechi și astea sunt deschise tot timpul. Și ne-a dat o singură gură și dacă urechile le ținem deschise, gura! De cele mai multe ori în viață trebuie să o ținem, știți cum? Să o ținem după dinți. Să o ținem închisă. Doamne, ajută-ne să fim echilibrați din punctul acesta de vedere. Auziți în final, că apropo, vorbirea noastră are puterea de desfăta. Apostolul Iacov folosește două metafore sugestive. Exemplu cu izvorul de apă și exemplu cu smochinul. Știți, cu un izvor de apă, zice Iacov, nu produce două feluri de apă, ci un singur fel. Un smochin, zice apostolul Iacov, nu va produce niciodată două feluri de smochine, ci un singur fel de smochine. Un izvor de apă, acum să revenim la izvor, produce apă proaspătă, iar apa proaspătă, ziceți dumneavoastră, ce face cu ființa umană? Ne prospătează, ne înviorează. Te simți câteodată, să-mi fie iertată expresia, în câte o zi de vară, așa de opărit. Era vorba asta la noi în Ardeal, pe lângă Alba Iul. Mă, n-aveai chef de nimic, nici să stai la umbră n-aveai chef. 40 și ceva de grade, căldură mare, toridă. Și dacă dădeai de o apă de izvor bună, așa te înviorai, prindeai viață. Dintr-o dată erai un alt om. E o mare binecuvântare apa ce noi o primim de la Dumnezeu. Folosim apa pentru băut, folosim apa pentru spălat rufele. V-ați spălat vreunul din dumneavoastră rufele vreodată cu Coca-Cola? Că tot mai e la mod așa în zilele astea din urmă, frate, știți, vorbesc unii de berea fără alcool. Zice, frate, dar așa câte o bere fără alcool, că uite, nu conține alcool. Și oamenii așa fac teologie să bea, să nu bea. Dar eu vă întreb, dumneavoastră v-ați spălat rufele acasă cu bere fără alcool? Dar unii își mai spală stomacul. Așa, câteodată și din când în când și foarte des câte unii, dar nu intrăm în teologia aceasta. Vedeți? Dumnezeu ne-a dat apă să o bem. Dumnezeu ne-a dat apă să spălăm rufele, să gătim. Păi mie nevastă-mea nu mi-a gătit niciodată cu Coca-Cola, nici cu Fanta. Să o văd, Doamne ferește, să o văd vreodată că pune Fanta în oala în care să gătească ciorbă, să facă, nu știu, felul 2. E minunată apa ce o primim de la Dumnezeu, ce ziceți? Folosim încălcătorul de călcat haine, udăm florile cu apă. Vedeți, florile nu știu să vorbească, dar dacă le duci un pahar de cafea și torni acolo, nu trece mult timp și vezi că se ofilesc, se schimbă. Dacă ar putea vorbi o floare, la rădăcina căreia ai turna Coca-Cola sau un pahar de cafea, nu cred că ți-ar ura de bine. Nici n-ar zice să trăiești veșnic, să fii mult binecuvântat și până la adânci bătrânețe să-ți meargă numai bine. Vedeți? Apa este foarte importantă, la fel vorbele noastre trebuie să fie ca un izvor de apă. Știți ce spunea înțelept în Proverbe 18:4? Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Iar în Proverbe 10:11 spunea tot înțeleptul, gura celui neprihănit este un izvor de viață. Adică vorbele credinciosului sunt ca apa, dau viață, înviorează, zidesc, oferă prospețime, vigoare, produc desfătare semenilor din jur, le creează o stare plăcută, oamenii se simt bine lângă cei neprihăniți, lângă oamenii lui Dumnezeu. Îți vine tot să stai lângă ei, tot să te înconjori cu astfel de oameni și tot să-ți vorbească, nu te mai saturi. Apoi vorbele credinciosului sunt ca un pom. Un pom care face roade potrivite. Vorbirea noastră trebuie să fie roditoare. O vorbire pozitivă, o vorbire înțeleaptă. O vorbire care desfătează. Proverbe 10:21. Zicea tot înțeleptul. Că aici în proverbele se scrie cel mai mult despre vorbirea noastră. Și oarecum e un motiv să folosim exemple din cartea proverbelor.
Zice aici, buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni. Vă spun ceva în concluzie în seara asta. Dacă vrei să desfătezi prin vorbirea ta, dacă vrei ca oamenii din jurul tău să se simtă bine, să fie delectați, în sensul bun mă refer, dacă vrei ca cel de lângă tine să spună ce om extraordinar, ce bărbat extraordinar, ce copil al lui Dumnezeu, ce urmaș al lui Iisus Hristos, vă rog ceva tare mult în seara asta, evitați, evitați vorbele cu dublu înțeles, evitați aluziile fără sens, evitați limbajul obscen, evitați înjurăturile, n-ai cum să înjuri. Da, zice, o zis cineva, zice, mă, eu n-am drăcuit. Nu, nu, dar o zis de... Nu trebuie să folosești numele lui Satana, numai ca să înjuri. Poți să spui o vorbă așa... Și nu avem cum să înviorăm prin astfel de cuvinte. Evitați vorbele goale, vulgaritatea, miștocărelile, sarcasmul, limbajul trivial. Sau trivial? Cum e corect? Ziceam de limba română seara asta. Cei care ați început să adormiți, v-am adus puțin. I-am întors la limba română. Știți ce mi-a zis un prieten slujitor? Am scăpat de multe în viață, de unele foarte repede. Am fost născut din nou, botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, îmi povestea prietenul ăsta slujitor, dar zice, mă, ceva interesant. Ani de zile m-am luptat cu miștocăreala. Mă, făceam ce făceam și nu știu cum, mă, trebuia să fac mișto, nu spun tineri, mișto de cineva. Și zice, eu schimbat, eu slujitor, eu adus la biserică. Eu implicat în slujirea din biserică și îmi spunea dânsul, cel mai greu mi-a fost, după lupta asta de ani de zile, să mă las de miștocăreala. Până mi-a zis unul într-o zi, mă, tu ai 40 și eu zis câți ani avea. Și ce nici nevastă ta nu te mai crede când e serios și când nu. E o boală și miștocăreala asta pentru unul. O, Doamne, zic, izbăvește în seara asta. Amin. Nu-i mai bine să spunem, te rog frumos, sunt situații în viață când trebuie să folosim cuvintele astea. Vă întreb, cât plătim noi pentru a spune, te rog frumos? Nu vedeți că tot mai rar se folosește cuvântul mulțumesc sau iartă-mă? I-ai dat vreodată 50 de euro la nevastă ta că ți-a zis iartă-mă sau viceversă? Te-ai dus la mall și ai cumpărat nu știu ce pentru că ți-a zis mulțumesc, că a zis te rog frumos sau că te apreciez pentru cutare și cutare lucru? Ați plătit vreodată vreun enoriaș din biserică că a zis fratele meu, uite mă rog pentru tine, am auzit de necazul tău, de problema prin care treci, mi-a pus Dumnezeu în inimă și în gând să mă rog pentru tine, ai zis fratele meu, uite aici 100 de euro, îți mulțumesc frumos, mă ce tare mă bucur. Uite cuvintea așa de înțelepte, de înviorătoare, care îți dau entuziasm, îți dau putere să mergi mai departe și nu te costă nimic să le rostești. Folosiți cuvinte încurajatoare, folosiți cuvinte ziditoare, vorbe de duh, să lăsăm negativismul, ipocrizia, limbajul acru, frați, surori, prieteni ai Evangheliei, Dumnezeu nu ne-a creat castraveți. Dacă vrea să fim castraveți, eram castraveți. Dumnezeu ne-a creat să fim oameni. Doamne ajută-ne să fim oameni. Amen. Știți, era în țara Uț, să citea de dimineață la noi la biserică, un om, înainte de a-i se da numele, înainte de a-i prezenta calitățile, înainte de a spune ce a avut omul ăsta, cât de mult și-a îndrăgit familia, Biblia zice despre el că în țara Uț era un om. Dreaptă e vorba unui bunic de-al meu care a zis, mă, mulți s-au pocăit în viața asta. Mulți, unii se bag cu cărămida în piept, eu merg la biserica cutar, eu la cutare, zice,
Dar cei mai mulți dintre ei au uitat să fie oameni. Mai întâi, Pavel a zis apostolul, fiți! Și după aia, întăriți-vă în credință, trăiți așa, așa și pe dincolo. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem la noțiunea aceasta. Amen. De a fi oameni. Și închei cu o poezie din darurile vieții. Vorbirea e cea mai grea. Greșim în multe feluri. Dar cel mai des prin ea. E atât de greu în viață să știi când să vorbești, cu cine, cât și unde și când să te oprești. Căci de argint e vorba, tăcerea. Apropo că spuneam că trebuie să ne punem limba după dinți de multe ori în viață. Tăcerea e de aur. Ești fericit în viață dacă știi să ai acești tezauri. De aceea ia aminte cu gura ta ce faci. Atunci când spui cuvinte sau trebuie să ne punem limba după dinți. Vorbele noastre au puterea de a direcționa. Vorbele noastre au puterea de a distruge. Vorbele noastre au și puterea de a desfăta. Țin minte povestea cu acea mamă, băiatul ei, într-o zi a zis, mamă, vreau să mă duc la ștrand. Și maică-sa nici că nu vrea să audă de ștrand. Nu și nu, și el peste voința mamei lui, s-o lua și s-o dus. Și la ieșirea din curte, maică-sa a rostit următoarele cuvinte. De-ar da Dumnezeu să pățești ceva, să te înveți minte. Și în seara asta vorbeam de puterea vorbelor noastre. Câte putere în spatele cuvintelor cele rostim. Știți că în acea zi băiatul ei nu s-a mai întors de la ștrang? Adică s-a întors, dar nu s-a întors cum ar fi vrut să se întoarcă. S-a întors în sicriu. Acolo în ștrang s-a necat. Și a murit. Fiindcă în spatele cuvintelor noastre există o putere de nedescris. O putere fantastic de enormă. Odată i-a zis Iorga, plin de orgoliu, Iorga al nostru lui Brătianu, zice, ce să învăț eu de la un inginer? Și s-a uitat Brătianu la el și a zis, măsura Domnului. Ar fi bine să învățați măsura. Măsura. Hai să ne rugăm în seara asta, Doamne, dă-ne simțul măsurii la fiecare dintre noi. Doamne, atinge-te de gura noastră, de buzele noastre. Vindecă-ne vorbirea în seara asta. Transformă-ne viața. Și, Doamne, pune-ne pe făgașul la bun, ca vorbirea noastră să direcționeze și să desfăteze. Și facă Domnul niciunul dintre noi, nici care în seara asta suntem aici și am ascultat Evanghelia, să nu ne regăsim la punctul 2, la punctul prin care vorbirea noastră poate să distrugă.